Că nu. Da. Ok, aici avem echipa albă, da, condusă da, de István, un român adevărat. Așa. Mă bucur. Și aici avem echipa lui Daniel. Da. Hai să vedem, voi ce aveți pregătit pentru reghe? Aici am făcut un amuzbuș. Așa. Spume de cașcaval cu ulei de vanilie și cu puțin cafea. Puțin cafea. Apoi urmează pentru aperitiv un risotto. Mi se pare că totul era foarte fain. A reușit totul bine, așa cum am planificat. Îmi plac băieții, mă bucur că... Uite, și risotto cu fructe de mare. Îmi place de Ișman, că se descurcă foarte bine. Cu ce? Cu limba română, nu? Da. Ok, să vedem și cu gătitul mai încolo ce și cum. Hai să trecem și la echipa asta, altă. Daniel. Bună ziua! Spuneți-ne ce ați pregătit pentru familia Reghe, camp. Pregătit, începem cu niște fructe de mare, crevești și sanjac, așa cu sos de sanjac, cu sos de chili, cu sos mariros pentru creveți. Continuăm cu o supă din cartofi dulci și mix de legume și cu dovleacăne, așa să fie, și cu puțin praz deasupra, ca să fie oltenesc. Tati, să nu mănânci fără noi! Nu o mănânc! Se uită doar! Ce faci? M-am încălzit! Atunci eu propun să urcăm și să așteptăm să ne vină echipele cu ceea ce au gătit ei. Ok. Da? Hai, spor băieți! Haide! Gata! Pregătiți-vă! Pa, pa! Cum tata, cum e? E bine. Bele. Bun. A, deci mâncăm până de seara? Dragilor, vă urez poftă bună. Așteptăm părerile voastre. Dacă vrei să... Da, te rog, Ana Maria, sincer, da? Nu, dar tu și eu n-am din asta. Da, spun asta, îmi place, asta nu-mi place. Bine, bebe, ne spui sincer ce ți-a plăcut și ce nu? Da? Bravo. Și ne dai note, mami? Și ne dai și note? Da, bravo. Să nu-ți fie frică să dai și nota 4, da? Bine. Vă las, poftă bună. Okay.